Evenimentul din această seară se derulează sub egida a 30 de ani de existență a mișcării patronale. Pentru că ne învârtim în jurul acestei cifre de 30 de ani, momentul care urmează este destinat firmelor care împlinesc și ele alături de noi 30 de ani de existență. Avem în această seară bucuria și onoarea de a premia câteva firme din județul Suceava, care de 30 de ani desfășoară activități economice în diverse domenii de activitate, care au dovedit că provocările, obstacolele și schimbările din cele 3 decenii pot fi depășite cu tenacitate. Intermedia. Vă așteptăm alături de noi. După Intermedia, așteptăm compania Lăcusta Prodcom să ridice trofeul. Repetăm, pentru 30 de ani de activitate. 2024 a celebrat o tradiție de 3 decenii de susținere a mediului antreprenorial sucevean și a subliniat colaborarea dintre IMM-urile locale și partenerii internaționali. Printre invitații speciali s-au numărat Florin Gianu, fost președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, și ambasadorul Coreei de Sud, Rim Kapsu, alături de alți oficiali de rang înalt, între care actualul și viitorul președinte al Consiliului Județean Suceava. În cadrul evenimentului Liliana Aghiorghicesei, președinte al patronatelor IMM Suceava, a subliniat importanța solidarității antreprenorilor locali. Noi acum sărbătorim trecutul, prezentul, dar mai ales ne gândim la viitor. Cred că ăsta e scopul nostru. Acum când împlinim 30 de ani de activitate neîntreruptă, să subliniez faptul că și eu sunt de-al dumneavoastră. Sunt o antreprenoare, cum spunea Lorena, de 30 de ani. Cunosc problemele mediului de afaceri, fiindcă sunt dintre voi. Unindu-ne forțele, noi mediul de afaceri, chiar dacă suntem întreprinderi mici, suntem mici, dar suntem mulți. Suntem mulți și ne dorim să fim și mai mulți. Cu toate că IMM-urile poate că nu sunt ascultate întotdeauna. Știți, e mult mai ușor pentru o multinațională să facă regula jocului comparativ cu noi cei mici. Dar, repet încă o dată, împreună suntem puternici. Vă urez multă ambiție, multă implicare, vă doresc prosperitate și încă o dată mă înclin dumneavoastră faptul că duceți sfera economică la nivelul pe care România îl merită. La gala oamenilor de afaceri, antreprenorul sucevean Lucian Florea a avut un moment educativ motivațional, dar și o surpriză pentru invitați, prin prezența omului de afaceri Paul Nicolau, care a deschis un restaurant pop-up la Suceava. Un premiu special a fost acordat Ancuței Chelba, doctorand al Universității Ștefan cel Mare, la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, pentru performanța academică și calitatea lucrării doctorale în domeniul științelor economice. Felicitări dumneavoastră. Este un și felicitări și doamnei profesor, doctor Veronica Grosu, coordonator științific. Un exemplu că se poate, indiferent de dificultățile care vin asupra noastră, ne bucurăm enorm de mult că sunteți în această seară alături de noi. Invităm și pe doamna profesor, coordonator al lucrării de doctorat, să vină alături de noi și pentru o fotografie și vă felicităm! Nu în ultimul rând, Gala Oamenilor de Afaceri 2024 a avut parte și de un moment de reculegere și unul comemorativ în memoria celui care a înființat mișcarea patronală la Suceava, Mihai Deliu. Următorul eveniment de business va avea loc în Suceava la 1 noiembrie, în organizarea Asociației In Business. In Business este o asociație antreprenorială, poate cea mai mare la nivel local, care livrează educație. Ne ocupăm de educația antreprenorială pentru manageri, tineri, debutanți și chiar pe experiență. Cum v-am obișnuit și anul trecut, am avut un eveniment grandios în care am avut parte de speaker valoroși. Iar anul acesta, pe 1 noiembrie, vom repeta evenimentul și vom avea parte de povești de succes, unde să aflăm cum au transformat provocările în oportunități
și cum au crescut lideri precum Felix Pătrășcanu, fondatorul Fan Curier, Adrian Dragomir, fondatorul Termene, Adrian Cioroianu și Bianca Gripa.